doamnelor și domnilor. Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, primar PSD, ar fi fost reținut în această seară de DNA sub acuzația de trafic de influență. Ar fi acuzat de procuror că a primit 30.000 de euro mită pentru angajare. E foarte important să vedem exact ce se întâmplă. Mariana Zaharia, în legătură directă cu noi, ne dă toate detaliile. Bună seara! Bună seara! La acest moment, informațiile despre ceea ce s-a întâmplat și cum a ajuns Mihai Ion Georgescu, iertați-mă, primarul de la Mioveni, în prezența procurorilor, nu sunt foarte multe. Cert este că este într-adevăr vizat de o anchetă DNA în această seară și la acest moment primarul din Mioveni este în prezența procurorilor. Nu putem spune la acest moment dacă are într-adevăr o măsură preventivă. Cert este că el va fi dus la sediul DNA Pitești, unde urmează să stea de vorbă cu anchetatorii. Din informațiile care au apărut până la acest moment în spațiu public, se pare că ar fi vorba despre o persoană care susține că i-ar fi dat primarului de la Mioveni o sumă de bani ca să fie angajată să primească un post de conducere în spitalul din orașul Mioveni. Vă spuneam că până la acest moment procurorii anticorupție nu au confirmat acest lucru, nici nu l-au infirmat. Urmează cu siguranță să primim și informații oficiale în acest sens. Ce putem spune cu certitudine este că în această seară, în scurt timp, primarul de la Mioveni va ajunge la Direcția Națională Anticorupție aici, la Pitești, pentru a fi audiat de către anchetatori. Vin câteva informații și de la București, Răzvan. Din datele pe care le avem în acest moment, este vorba despre, ar fi vorba, conform surselor, despre un flagrant. Jur că eu n-am auzit despre un astfel de flagrant. Descrie-mi care... că și eu mă uit acum cu stupare. Bun. Flagrant pe invers, cum ar fi sau cum. Când a de arest. Acuzația este așa, că ar fi primit 30.000 de euro mită pentru o angajare în spital și pentru că domnia sa n-ar fi realizat această angajare, s-a întâlnit cu omul respectiv să-i dea o parte din bani înapoi, respectiv 10.000 deci de euro. S-a făcut când dădea bani înapoi. Când dădea restul, că asta încerc să zic, dar a luat 30, după cum ni se spune în acest moment pe surse, și a dat rest 10, da. A dat înapoi 10, ăsta e momentul în care ar fi fost surprins. Bun, nu avem date exacte, dacă a fost flagrant, de ce tip a fost cel în care a pus mâna pe bani și a fost dus, luat în acel moment de procurori, sau este vorba despre... Sigur a pus mâna pe bani, dar el îi aducea, înapoi, da. Că el îi aducea. Bun, dar nu, e ziceam de felul în care s-a realizat, dacă exact în acel moment l-au luat pe sus sau după 2-3 ore, apropo de discuțiile din alte cazuri. E foarte interesant, e un fel de flagrant în sens invers, adică l-a luat când el dădea înapoi niște bani, nu când primea de la respectivul niște deci, bani. Deci, știți cum e, să ne organizăm. Deci, teoretic, ar fi luat 30.000 de euro, da. Dar nu avem flagrant la luare. Nu. El aducea înapoi 10.000 de euro. Cel mai probabil va spune, nu știu, adică să presupunem că va zice ca domnul Buzatu restituiam un împrumut. Da. Numirea nu a făcut-o. Da. Deci ce avem cum, noi aici? Adică cum vei demonstra că el a luat banii ăia pentru o numire pe care n-a făcut-o? Nu știm dacă a fost supravegheat tehnic, nu știm nici asta. Nu știm că îl duci la DNA. Dacă a fost supravegheat tehnic, bănuiesc că îl luau când lua. Nu, în sfârșit. Deci, adevărul e că derizoriul cu țuica, derizoriul măsurătorii țuicii și plătit în gospodărie era, chiar dacă n-o vinzi. Era greu de întrecut, dar din informațiile sau ce sunt ele pe care le avem până acum, iată că s-a reușit totuși. Da. Adică la asta cu Mioveniu, pare că s-a reușit. Crezi că cineva bă multă țuică? E un concurs, cine poate mai derizoriu de atât? Poate mai derizoriu? Uite, eu pot eu, ia să vedem. O, da, ai putut? Bun, deci e foarte important să stăm cu ochii pe acest caz. Știm că îl duc la DNA. Asta e și că o să-ți mai apară și alte flagrante. Bun. S-a deschis sezonul. Îl duc la DNA, dar nu înțelegem niște lucruri. Adică n-a reușit să facă angajarea, deci scopul presupusei mite nu a fost atins. Flagrantul nu s-a făcut când a luat bani ca să rezolve o angajare pe care n-a rezolvat-o. I s-au făcut flagrant
când dădea o parte din banii posibil luați prin mită înapoi. E, cum comentăm noi această bizarerie, că n-am mai auzit până acum, domnule Băștinaru? În lipsa unor elemente cât de cât coerente, care să arate în ce măsură legea este respectată în aplicarea ei în cazul de față, avem loc de bârfe. Pe de altă parte, trebuie să spun un lucru. Îl știu pe primarul de la Mioveni de foarte mulți ani. Nu numai că a făcut din Miovenul de astăzi, a făcut din Mioveni un oraș mare și un oraș bine gestionat, bine gospodărit, dar în toți acești lungi ani de zile de cooperare n-a existat nici măcar tentația unui pahar de apă chioară de o parte sau de alta și personal am strângerile mele de inimă în legătură cu veridicitatea acestei chestiuni, fără să mă hazardez în comentarii. Revenind okay. la cazane, trebuie să spunem un lucru. Vă rog. Tehnic, nu există doar alambice. Există și cazanul clasic de țuică fără și serpentină. Și ce facem cu vinul? Fără serpentină și măsurile acestea de prigonire a micului producător, a chiaburului, da, erau specifice anilor 50. Eu am spus, ce face?